Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea are un aviz pentru nostalgici. Rusia, cel mai nemilos dușman al României din toate timpurile. Un scurt istoric. Știm cu toții că de ceva timp Putin își încordează mușchii pe la granița cu Ucraina, amenințând indirect Uniunea Europeană, dar și NATO. Sub pretextul propriei securități, țarul de la Kremlin cere intempestiv ca NATO să plece din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și țările Baltice, să se revină la situația din 1997. De fapt, visul țarului Putin este refacerea Uniunii Sovietice din punct de vedere teritorial și a influenței sale. Simțind miros de praf de pușcă pe la granițe, mari patrioți ai națiunii dacice și-au arătat curajul și-au susținut sus și tare că tovarășul Putin are dreptate și că NATO trebuie să-și facă bagajele din Europa de Est. Acești patrioți, în frunte cu nei ca nimeni, de la Simion și Șoșoace, susținuți pe rețelele sociale de mii de nostalgii și neadaptați facosanale cântând vechiul imn naționalist, Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Din cauza acestor trădători, pardon patrihoți, am simțit nevoia să scriu acest material în care să demonstrez binele pe care ni l-au făcut rușii de sute de ani, începând cu Petru cel Mare. Pentru uituci aducem aminte că singura țară care ne-a ciuntit definitiv țara a fost și este Rusia. Să vă aducem aminte patrihoților că de sute de ani rușii s-au jucat cu Bucovina, cu Herța, cu Basarabia și Dobrogea, cu insula Șerpilor și pentru cei ce-au uitat, sovieticii, plănuiseră dezmembrarea României în anul 1964 conform planului Valev, prin care dădeau teritorii românești vecinilor comuniști din țară, rămânând practic Oltenia și ceva din Muntenia. Dar dincolo de pretențiile teritoriale neverosimile, rușii au procedat și la crime în masă contra românilor și nici azi n-au plătit pentru asta. Masacrul de la Fântâna Albă. Masacrul de la Fântâna Albă a avut loc la 1 aprilie 1941, în nordul Bucovinei, iar aproape 4.000 de români au fost uciși de către trupele sovietice când încercau să treacă granița din URSS în România. Dar martorii locali au povestit despre un număr de victime mult mai mare, susținând că supraviețuitorii au fost torturați, executați sau îngropați de vii în morminte. Mai mulți supraviețuitori au fost luați și apoi torturați și uciși de către poliția secretă sovietică NKVD. Dar să vedem în ce condiții s-a produs genocidul provocat de Armata Roșie. În anul 1940, România a fost forțată să cedeze URSS-ului Basarabia, un teritoriu locuit de peste 3 milioane de persoane în urma ultimatumului primit în luna iunie aceluiași an. Imediat ce administrația și armata română au fost evacuate, trupele sovietice și NKVD-ul au ocupat teritoriul. Multe familii au fost luate prin surprindere de această desfășurare rapidă a evenimentelor cu membrii de ambele părți ale noii granițe. În această situație, mulți dintre ei au încercat să se reunească cu familiile trecând granița în mod legal sau, dacă nu era posibil, ilegal. La 19 noiembrie 1940, 105 persoane din localitatea Suceveni au încercat să treacă granița noaptea la Fântâna Albă. Surprinși de patrulele sovietice, a avut loc o confruntare în care mai mulți români au fost uciși sau arestați. Ca represalii, sovietici au deportat în Siberia toate rudele românilor implicați în incidentul din 19 noiembrie. În martie 1941, NKVD-ul a lansat zvonuri potrivit cărora sovietici ar fi permis trecerea graniței în România. Drept urmare, la 1 aprilie din acel an, un masiv grup de oameni din mai multe sate de pe Valea Siretului, purtând în față un steag alb și în semne religioase, a format o coloană pașnică de peste 4.000 de persoane și s-a îndreptat spre noua graniță sovieto-română. În Poiana Varnița, la circa 3 km de granița română, grănicerii sovietici au somat să se oprească, după care sovieticii au tras în plin cu mitraliere secerându-i. Supraviețuitorii au fost urmăriți de cavaleriști și spintecați cu sabia. Culmea cinismului, criminal atroce, după masacru, răniții au fost legați de cozile cailor și târâți până la 5 gropi comune săpate dinainte, unde au fost îngropați unii fiind în viață încă, bătrâni, femei, copii, sugari, vii, morți sau muribunzi. 2 zile și 2 nopți s-a mișcat pământul în acele gropi până toți și-au dat duhul, martori. Doar puțini au fost arestați, dar după torturi înfiorătoare au fost duși în cimitirul evreiesc din Adâncata și aruncați de vii într-o groapă comună peste care s-a turnat și s-a stins var. Același tip de masacru a avut loc și la Ostrița, Horocea sau Corovia. După masacru a fost declanșată și o operațiune vastă de represalii.
Astfel, în noaptea zilei de 12 spre 13 iunie 1941, peste 13.000 de români au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și Kazahstan. Ca rezultat al emigrărilor, deportărilor și asasinatelor, populația românească a regiunii Cernăuți a scăzut cu 75.000 de persoane. De fapt, aceste persecuții au făcut parte dintr-un program deliberat de exterminare a populației românești, plănuit și executat de regimul sovietic. Deportările staliniste. Odată cu retragerea armatei române din Basarabia și Bucovina, sovietici au trecut la depopularea celor două ținuturi. Sute de mii de români au fost îngrămădiți în vagoane de vite și deportați în Siberia. Chiar din primele zile de ocupație sovietice au început deportările. Noaptea erau arestați intelectuali și țăranii mai înstăriți, catalogați drept chiaburi, apoi aruncați în vagoanele de vite și trimiși în Siberia. Prin acestea se urmărea depopularea teritoriului de români și se făcea loc populației ruse aduse de aiurea. Arestările aveau loc zilnic pentru a culmina cu noaptea de 12-13 iunie 1941, când din toate teritoriile ocupate au fost arestați 300.000 de români, duși la gările cele mai apropiate și apoi trimiși în Siberia, dar și în Kazahstan. Românii erau siliți să călătorească în condiții inumane, erau hrăniți cu pește sărat și ținuți fără apă. Mulți murau pe drum, în special bătrânii și copiii. Din jurnalul lui Alexandru Șoltoianu putem afla condițiile inumane, similare cu sinistrele trenuri ale morții de la Auschwitz. Eliberatorii sovietici și vânătoarea de basarabeni. După inaugurarea regimului comunist în România, eliberatorii sovietici au declanșat o veritabilă vânătoare de oameni. Vizați erau basarabenii și bucovinenii, care în timpul războiului reușiseră să se refugieze în patria mamă, România. Vânătoarea sălbatică a produs mii de drame. Aceasta a provocat adevărate tragedii. Cei identificați erau arestați și ei și familiile lor, chiar dacă soțiile erau din țară, nu și din cele două ținuturi ocupate și deportați în Siberia. În imensa lor majoritate, despre soarta românilor deportați nu s-a mai aflat niciodată nimic. A doua mare vânătoare de române a avut loc în anul 1946, pe timpul marii secete care lovise țara. Mii și mii de familii au fost ridicate de eliberatori și transmutate în Siberia, fără ca guvernul deși să protesteze. Ba mai mult, comuniștii au colaborat cu sovietici în deportarea așa ziselor elemente periculoase. Apropo, actualul candidat AOR la prezidențiale are ceva de spus despre faptele de vitejie ale tatălui său sau onoratul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, și-a cerut scuze pentru românii arestați, torturați și împușcați personal de tatăl domniei sale, execuții în lanul de porumb. Aproape 200.000 de soldați români au căzut prizonieri. O parte dintre ei au reușit să se întoarcă în țară, înrolându-se în diviziile Tudor Vladimirescu și Horia Cloșca și Crișan, pentru a lupta alături de aliați împotriva nemților. Restul prizonierilor de război au fost duși în lagăre. În aceste lagăre au fost internați și ofițeri români arestați după ce sovietici au intrat în România. După câteva zile au fost scoși din lagăre și expediați pe jos spre Siberia, trecând prin Ucraina. N-au primit hrană și apă, dar când au trecut obosiți și flămânzi pe lângă un lan de porumb plin cu porumb în lapte, li s-a dat voie generos să intre în lan și să se hrănească cu porumb crud. Numai că odată intrați în lan, soldații sovietici au început să mitralieze lanul, ucigând prizonierii români. Torturile din Donbasul ucrainean. O parte dintre prizonierii români au fost târâți umilitor ca niște vite, biciuiți până la minele din Donbas, Ucraina. Aici au fost încartiruiți în barăci, despăduchiați și sortați. Celor buni de muncă li s-a dat câte o gamelă, un târnăcop și o lopată în mână și au fost coborâți în subteran. Trebuiau să extragă cărbune pentru a plăti daunele de război, dar și pentru a participa la construirea comunismului în cel mai mare stat din lume. Se muncea ca la începutul mineritului, erau locuri unde trebuia ca prizonierii mineri să se târască prin apă în coate și în genunchi și să lovească în rocă cu târnăcopul din poziție culcată. Se întâmpla deseori să se surpe galeria și să rămână blocați înăuntru. Atunci se dădea sinistrul ordin Niet Vaprosa și prizonierii erau abandonați și lăsați să moară în mine. Hrana era pe sponci, tratament medical inexistent, iar atunci când prizonierul român nu mai putea munci, era pur și simplu executat. Trebuie spus că depopularea ordonată de Stalin și-a făcut efectul, efect care se poate vedea și azi.
în ținuturi milenare românești, azi românii nu mai sunt majoritari. Astfel, cu o eventuală reunificare nu mai e azi posibilă. De fapt, asta s-a urmărit de la început și pus în practică prin masacre și deportări masive. Ați înțeles mai patrihoții lui Pește Prăjit, care ați ridicat sosanale lui Putin? Apropo de RBD-ilor, știți că rușii au interzis și limba română, fiind înlocuită cu limba moldovenească. Deci ieri și azi, elevii de pe acolo învață că mari scriitori Eminescu, Creangă și ceilalți clasici moldoveni au scris cărțile lor în limba moldovenească. Ocupația sovietică. Odată cu ocuparea României de către sovietici, toate ministerele și instituțiile de stat au fost invadate de așa zișii consilieri ruși, care de fapt ei conduceau, nu miniștrii sau directorii. În același timp, în mai toate orașele au fost încartiruite trupele de ocupație sovietice, unde au stat până în anul 1958. Pentru toți acești 10.000 de ruși, România a fost nevoită să înființeze școli, restaurante, hoteluri și magazine speciale, li s-au afectat terenuri de agrement și vile la Snagov și pe Valea Prahovei și altele. Eliberatorii noștri s-au pus pe jafuri, întreprinderi întregi au fost demontate bucată cu bucată și cărate în Rusia, precum vestitele fabrici Iare Brașov și Electroputere Craiova. În primii ani de ocupație sovietică, 10.000 de femei au fost violate și uneori chiar ucise. S-au înregistrat 100.000 de jafuri făcute de cinstiți soldații Armatei Roșii și peste 20.000 de crime pentru care niciun sovietic nu a fost pedepsit și nu a plătit nimic. În acest timp, școlile și bisericile românilor din Bucovina și Basarabia au fost transformate în grajduri sau depozite. Cărțile în limba română arse, iar monumentele distruse. De furia prietenilor sovietici n-au scăpat nici cimitirele românești. Majoritatea mormintelor fiind batjocorite și vandalizate. De la Hitler la Stalin. Ani de zile am fost învățați cum am fost eliberați de fascism, de Armata Roșie prietenă și aliată. Dar cum s-a manifestat cu adevărat eliberarea ostașilor sovietici? Istoriografia sovietică s-a agățat constant de deschiderea porților lagărelor naziste de concentrare și exterminare. Dar s-a trecut cu vederea colaborarea inițială a lui Stalin cu Hitler și antisemitismul dictatorului sovietic, unul identic în comparație cu cel al omologului său nazist, precum și represiunea lansată în țările eliberate, cunoscută sub numele de Marea Teroare. Represiunea a început practic odată cu intrarea primului ostaș sovietic în România. Civilii au devenit victime ale abuzurilor de tot felul. Practic, cei eliberați au fost tratați ca niște inamici. Abuzuri și jafuri cu nemiluita poate vă aduceți aminte de celebrele Hazaica, Idis Iuda și Davai Ceas, Davai Palton. Prima se refera la violuri, iar a doua la jafuri. Apropo de violuri, recentele documente desecretizate arată că rușii au violat 2 milioane de nemțoaici, iar 200.000 dintre aceste victime au fost chiar ucise. Ce a urmat în România se știe. Clasa politică și cea intelectuală, dar și cea religioasă au fost practic eradicate, sute de mii de români fiind uciși în pușcării sau în lagărele forțate de muncă. Și asta cu totala complicitate a comuniștilor lui Dej, Paucăr, Brucan, Luca sau Georgescu. Apropo, hauriștilor, vă spune ceva. Ultimul nume nu cred ținând seama de nostalgia voastră după trecutul comunist și prietenia română-sovietică. Ce se va întâmpla? Ce va urma? Deocamdată totul este incert. Țarul Putin masează în continuare trupe la granița ucraineană, ba chiar a început masive manevre militare în Marea Neagră, împreună cu veșnicul aliat Belarus. Reacția Uniunii Europene, a Statelor Unite și a NATO a fost de data asta rapidă și energică, spre deosebire de reacția politrucilor dâmbovițeni. E pentru noi o mare ușurare că avem azi apartenență la UE și NATO, fiindcă astfel avem garanțiile necesare de securitate. Apropo, pseudopatrioți, vedeți reacția Franței, a Germaniei și a Statelor Unite în sprijinul țării noastre. Mai vreți șoșoacelor ieșirea din UE? Mai doriți simionilor ieșirea din NATO? Mai vreți georgeștilor înțelepciunea rusă? Sper că nu. Ce nu înțeleg e reacția serviciilor noastre secrete. De ani de zile avem în țară un măr otrăvit, Sputnik Moldova, care nu face altceva zi de zi decât propaganda agresivă anti-UE și anti-NATO și propaganda pro-Putin, un Sputnik care e dovedit racolează și plătește trădător de țară și neam. Dar serviciile ori dorm, ori îl ignoră. Sper pentru conștiința lor că serviciile nu au alt interes. Sper.
și de asemenea mă îngrijorează lipsa de reacție a instituțiilor de forță vis-a-vis de mișcările cu iz legionar, antidemocratice, șovine și antisemite ale unor anumite grupări politice violente. Sper să nu se repete situația din Germania anilor 30. Sper, ne spune jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun și eu, ca de obicei, pe curând!